Doamne ajută la Minervă! Doamne ajută, dragă! Ce lucri? Uite, mă așezăm pe aici, că vin niște oameni la filmări. Vin niște oameni la filmări și da. Le tomnește, țără coverturile. Da. Hei, data trecută când am venit la mine, am stat mai mult așa în povești, numai da. Noi doi, și n-am apucat să te și televizez. Multă lume te-a văzut pe internet și-o tot zis și m-a tot întrebat că oare când pun o filmare cu dumneata. Și am zis, camu, dacă am avut trecere pe aici, intru pe la mine tale că te-am văzut internat și să și povestim. Da, bine, dragă. A cui casa asta bătrânească? Asta, casa asta e a lui patronul nostru. Care patron? Sită. Sită. Sită Ioan, și de la Târnăveni. De ce ziceți patron? Pe el ne coordonează pe aici. Am auzit pe aici și a pensat că lumea ați zice primăriță. Da, pe mine mă pun la toate. Pe mine tale. Da, și pe la biserică, și pe aici, și pe la căsele parochiale. Uh-huh. Ești ca o primăriță. Ești ca o bătrână. Câți ani ai la Minerva? 82 fac în iulie. 82 ai, mulți înainte. Ești în putere, văd. Păi, până de Dumnezeu. Ce să facem? Na. Mm-hmm. Cum ți-au fost tinerețele la Minerva? Că văd că... Tinerețele, copilărie, copilăria ne-a fost cam frumoasă. Frumoasă. Dar bătrânețele sunt mai urâte, că a rămas văduvă de 25 de ani. De 25 de ani. Păi și ați făcut de l-ați băgat pe bărbat în pământ. Săracul. Așa a fost viața. Așa a fost rânduiala. Așa a vrut Dumnezeu să și-o văduvă atâta ani de zile. Ați avut bărbat bun. Și așa, și așa. Ca toți bărbații. Ca toți bărbații, că fiecare duce o cruce. Dar, da, și casa până la urmă nu-i stâlp de biserică, ziceau bătrânii. Da. Da. Ai argint în cap. Da. Ți-o albi și părul. O, e de mult. De mult. De mult. Câți oameni sunt aici în, până în, 20. În sat? Până în 20 de ori. Până în 20, cu copii cu tot. Cu prunci cu tot, așa da, cum mi-a zis data trecută. Da, da. Da. Uh-huh. Și cam așa cum e casa asta, erau și căsile mai de mult când erai dumneatale fată? Da. Uh-huh. Am văzut, așa aproape a fost. Am văzut multe căsi lăsate, așa, drăpânate, părăsite, cicate. Uite, chiar ne. Uh-huh. Da. Dar oare putem intra o țărăș în casă să da, ne... Dar cum să nu? Să vedem ce îi pe acolo. Da, da, poftiți. Vă rog, după dumneavoastră, da, că sunteți de acasă. Da, de acasă. Da, Doamne, câte lucruri faine. Un muzeu a satului. Da. Da. Ăsta e muzeul satului care l-a făcut tot domnul Ionica. Domnul Ionica. Da. Mm-hmm. Sunt multe lucruri. De aici pe aici de prin sale o strâns, cred că, nu? De prin sat, de pe satele vecine. Te-o de pus tu și el. Mm-hmm. Mai, da, se... și noi de aici din sat ce-o mai putut. Mm-hmm. Da. Să intrăm o țărășă dincolo. Așa că asta e. Da, dumneatale, ai lucrat la lucruri bătrânești? Uite cum sperinile se... Vai, câte am țăsut, dragă! Ai lucrat? E, multe am țăsut. Cum îi să lucri la coverturi? E bine, să știi că aș mai face. Ai mai face? Aș mai face. Dar numai pentru cine? Numai pentru cine, că nu le mai trebuie. Uh-huh. Acum nu mai portă tineretul de-astea. Oare de ce nu mai au drag de lucrurile astea? Eu bătrânești? Nu știu că... Noi tare drag am avut de ele. Să știi? Cu dragoste le-am făcut. Na. Pentru că a fost și o nevoie pentru omul de la țară să-și facă haine țărănești, că nu aveau aldișele. Atunci să-ți iau ciorici. Pânură și-o duceau la chioata, așa-i zice. Uh-huh. La piua. Da. Da. Acolo, pe câncie, nu știu pe unde. Uh-huh. Da. Dumneatale, cu ce te-ai ocupat în viața asta? Ai lucrat undeva? Nu. Nu. Agricultura. Agricultura. Da. La pământ. La pământ. A lucrat până n-a mai putut la pământ. Și bărbatul? Cu ce s-a ocupat? Fost la poduri și drumuri. Da, da, da. Da. Mm-hmm. Și pensii ai? Am 6 milioane de la colectiv. Și te descurci? Trebuie să te descurci, nu? Da. Da. Nu trebuie să după bărbat 3 milioane. Mm-hmm. Lumea pe aici a pensat dacă sunt numai 20 de capete cu copii cu tăt, cu ce să descurcă? Cum să descurcă? Ce lucra? Mai ce să lucre? Mai lucră auăi, au animale. Cu de-astea. Uh-huh. No. Natalia, ai animale? Nu, eu nu mai am. Nu mai am păsări. Uh-huh. Dar ai avut oi? Am avut oi, am avut vite, am avut cai. De toate. Ai fost o femeie gazdă? A, pe nu mă lau că am fost gătoie. De rând, măcar. Mă, de rând. Da. Și înseamnă aici în sasă și un om de rând? Era dacă era un sănătos, poate că era mai bine, da? Uh-huh. No. Băiatul ni s-a dus, însurat s-a dus. Ce să fac? Da, și aici în casa asta, la Minerva, să mai fac filmări.
Am înțeles. Da, să mai fac. Mai vin domnul, televizează. Chiar acum a fost o școală de la Târgu Mureș. Uh-huh. Oare ce fel de alesături se este de pe Perina? Cum se numesc, știți? Da, pe fel de fel de modele. Fel și fel de modele. Da, fel de fel și de modele. Uite, cu steluță, cu rupturi, uh-huh, cu destea. Aici e și o ladă. Da, asta e canapea. De așa ziceam noi, canapei. Canapei. Da. Uh-huh. La câți ani te-ai mărit, ale Minerva? La 20. La 20 de ani. Da. N-ai fost cam tânără. Cam tânără am fost. Nici n-am avut împlinit 20 de ani. Nici n-ai avut 20 de ani. Nu. Da, cam tânără. Da. Așa a fost viața. Așa a fost viața atunci. Da, că dacă n-am avut bărbat la casă, că am stat la bunica, uh-huh, la mama lui tata, dacă a murit tata, eu m-am dus la mama lui tata și acolo am stat cu bătrâna. Ne aveai vreo 75 de ani. Și de acolo m-am măritat. Mi-a zis că dumneata le-a avut casa acolo, pe vale, mai da, sus. Da. Acolo a fost casa părintească. Eu, de fapt, am stat aici, unde e căsuța asta de răbănat, aici. Da, da, da. M-am pe strada aia încolo, așa. Uh-huh. Da. Hai, să aici, mă, în față, să vă și vigheți. Și bărbatul a fost de aici, din sat, da, la Minerva. Unde stau eu? Uh-huh. Unde l-ați întâlnit? Aici. Aici, în sat. Aici, în sat. Atunci, așa, s-a mărit fetele în sat. Da, mă gândeam că poate e pe la jocul satului. Cam așa. Uh-huh. Da, da. Că era joc. Noi aveam jocuri duminica. Sâmbătă seara avem joc. Duminica joc. Am avut o, cum să spui, o tinereță frumoasă. Da. V-ați bucurat. Până la 20 de ani. Da, păi lipsuri ați avut în tinereță. Da, cum să nu? Care au fost așa? Mergem în Târgu Mureș pe jos. Pe jos. Cu 100 de ouă în spate. Să le vindeți. Să le vindem, să fac bani, că n-au avut cine să-l câștige. Și cu pui. Vindeam pui. Da. Uh-huh. Și făceam bani de joc. De ce întrebai? De haine. Așa că să câștiga atunci. Nu ca acum, că avem pensie, să numai să fie pensia. Sau cum e ala, să ajutorul social. Da. Da. Nu ne-a dat nimeni nimic. Trebuie să trudești. Da. Trebuie să muncești ca să ai. Câți da? Frați ați fost, frați, surori? Trei. Doi băieți și o fată. Uh-huh. Un frate ne-a murit și unui preot la Iernut. Da, da, da. Fost în Ogra, în Cipă, pe acolo a fost preot. Acum ai în pensie. Da. Povesteam-mă de vreme de bărbatul dumneatale. Unde se odihnește? Aici, în cimitir. Aici, în cimitir. Da, da. Aici. Uite, ne apropiem de Sfintele Paște azi mâine. Cum era mai de mult la Minervă de Aha. Sfintele Sărbători Pascale? Doamne, faima era. Era biserica plină, plinuță. Noi nu începeam să stăm în biserică când am fost eu tinără. Da? E goală. Dacă sunt 20 de ani la Paște. Uh-huh. Dacă. Mai de mult erau mai mulți oameni aici în sat. Vai de capul meu. Am socotit într-o noapte vreo 400 de morți. Uh-huh. Care știu eu numai, dar nu toți. Da, da, da. Am fost mulți. Uh-huh. Și cum de s-o dus din sat? 200 de familie. Cum de s-o dus din sat? Au mai murit, alții s-au uh-huh. mutat. Și tinerii majoritatea s-au dus la școală. Și omul nu vrut să meargă de aici. Na, s-a rămas aici, după n-am avut posibilitate eu să mă mut. Așa a fost. Copii aveți? Da. Câți copii aveți? Trei. Trei copii? Da. Să vă trăiască. Și nepoți? Nepoți câți am? Trei de la fată, trei, șase. Sunt doi strănepoți. Uh-huh. Da. Să vă trăiască, să vă de trăiască. De la nepoată am doi strănepoți. Și să vă aducă numai bucurii, cum se să spune. Să dea Dumnezeu. Ca ieșteați bucuria pe pământ. Da, cea mai mare bucurie, chiar alaltă, este când ieri și-o observat ziua de naștere strănepotul, uh-huh. 11 ani. Natalele Minerva, ești o femeie mai trecută prin viață. Te-ai întrebat vreodată de ce ne lasă Dumnezeu pe pământ? De ce ne lasă? Da. Să muncim, să ne câștigăm pâinea. De aia ne-o lăsat. De aceea. De aceea, da. Care e rostul nostru? Pe care e rostul nostru? Alergăm și tot n-avem nimic. Și tot n-avem nimic. Tot n-avem nimic. Ăsta e rostul nostru. Scândurile și cuiul ne așteaptă. Da, așa e. Mulți ani, faine la Minerva, noi mai stăm în povești.
o să oprim filmarea, dar înainte să oprim filmarea, aș vrea să le transmiți un mesaj oamenilor care te-au urmărit. Să le dea Dumnezeu sănătate, să ajungă Paștele cu bine și să fim sănătoși toți. Să dai bunul Dumnezeu, da. Gânduri bune și de la mine și multă sănătate. Și să te ții tot așa bine. Da. Să nu te leși, că încă ești în putere. Încă la sunt în putere, la 82 de ani, să știi, dacă ați vedea ce am lucrat, ai zice, mi-i arătai treaba ei. Vezi, mea tale, că să mă iuzează și erul, da, păi omul. Da, da. Nu mă lasă un picior, mă tăsâcăie. Cu vederea cum stați? A, Doamne, nu ți-am până acum. Binișor. Da, trebuie să mă duc la control. Multă sănătate la Minerva și sărbători cu pașie și liniște. Și dumneavoastră la fel. Doamne ajută. Da. Doamne ajută. Urii și către arginți, o sta mâna la părinți măi, părinți având avere, șolinoleanu. Părința vână avere, m-o crescu de mângâiere, m-o crescu și m-o îmbrăcat, șolinoleanu, m-o crescu și m-o îmbrăcat. M-o scos la măritat, măi.